Timp de 10 zile cât a durat After Hills, festivalul de muzică organizat în pădurea de la Dobrovăț, polițiștii și procurorii au constatat 38 de infracțiuni la regimul drogurilor, respectiv la trafic de droguri de mare risc și deținere de droguri de mare risc, în vederea consumului propriu, conducerea unui autovehicul sub influența drogurilor și spălare de bani obținuți din traficul de droguri de mare risc. Cinci cetățenii români bănuiți de aceste infracțiuni au fost reținuți și mai apoi prezentanții instanței cu propunere de arestare preventivă. Magistrații au admis solicitarea procurorilor, iar acum cei cinci sunt în arest. Pe lângă verificările făcute, polițiștii au făcut și 10 percheziții și au emis și 6 mandate de aducere. Au mai fost confiscate și o mașină, 5 cântare, peste 5.000 de lei și mai multe telefoane mobile, cartele SIM și laptopuri.